seara aceasta este, trebuie să spun, pentru mine o seară cu emoții și totuși trebuie ca să scoatem în evidență niște lucruri frumoase. Și acestea ne leagă de acel nume frumos, despre care frații au căutat să scoată în evidență cel mai frumos nume, numele lui Iisus. Faptul că adunarea aceasta este plină de oameni se datorește mai multor factori, dar cel mai minunat este numele Iisus. Ce trebuie foarte bine, zic eu, trebuie ca toți să fim legați de acest nume minunat. Și dacă acești oameni care au vorbit în acest psalm au vorbit așa de frumos, trebuie să înțelegem și să știm, fraților iubiți, că ei au vorbit de la Duhul lui Dumnezeu. Ei, prin iscusința lor, nu puteau vorbi așa cum au vorbit. Așa cum știți bine că atunci când au vorbit ucenicii Domnului, oamenii erau uimiți de învățătura lor și au zis, oamenii aceștia ei nu sunt cărturari, ei nu sunt oameni învățați, probabil că îi știa că cine sunt, dar erau puși în mișcare că de unde au ei această învățătură. Și cuvântul care l-au primit și îndemnul pe care l-au primit, ăștia au umblat cu Iisus, ăștia au fost învățați pe Iisus de cel mai frumos, care este cel mai frumos între oameni. Și aș vrea doar să vă amintesc ceva din ceea ce vorbește Apostolul Pavel și să vedem noi cu toții felul cum vede și cum îl scoate în evidență pe acest frumos, marele Apostol Pavel. Și eu să vorbesc că ceea ce vorbesc acești fii al lui Core, ei vorbesc marele eveniment pe care îl așteaptă lumea. Și Domnul Iisus, El biruiește, dar biruința lui, așa cum a fost amintit, războinic viteaz, încinge sabia și luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Acolo nu vedeai, sau nu vezi, sau n-ai văzut cadavre căzute la pământ, pentru că biruința a fost a Domnului. Amen. E minunat că atunci când El biruiește lumea, o biruiește așa cum frații spuneau, că un lemn de blestem, acolo sprijinește El biruința. Și ar vrea să citesc și, pentru că timpul este limitat, ar vrea să citesc ceva din ceea ce v-am amintit, din cuvintele marelui apostol al neamurilor, Apostolul Pavel. Spune el, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat ca să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Deși era Dumnezeu, din Dumnezeu, dar El și-a cunoscut locul. Și să vedeți ce interesant vorbește Apostolul despre El. Și s-a dezbrăcat pe
să te aducă la Dumnezeu. Glorie Lui! Amin. E minunat lucru ca eu să mă plec până jos, până jos și să-ți ridic pobora și să-ți o duc eu și tu să mergi liber și tu să fii liberă de greul tău pe care îl purtai atunci când Iisus nu fusese încă stegnit. Dar acum ai libertatea. Oricine crede în El capătă în numele Lui iertarea păcatelor. Ăsta este cel frumos amintit în seara aceasta. Și apoi mai departe. La înfățișare a fost găsit ca un om. Așa l-au văzut fracii, așa au vorbit că a fost văzut ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Mai mult nu se putea să se supună Fiului Dumnezeu. El de-aia a venit să iei păcatele lumii asupra Lui și cu povările lumii, cu păcatele lumii, să se ducă în dealul Golgotei, acolo să le ispășească și oricine crede El să fie liber. Asta este voia Lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta ai dori, sau dorești, sau vreai, sau ești de acord cu El, tu poți să îți predai păcatele lui Iisuse. Îi spui, Iisuse, până astăzi mi-am dus eu greul păcatelor mele, de astăzi înainte tu ai murit pentru ele. Eu le predau, eu mă desfer de ele. Te rog, iartă-mi tot ce știi că am păcătuit. Și Iisus îți va spune, da, vreau să te iert, vreau să te scap, de astăzi ești liber. Ai dreptul și tu să fii moștean a împărăției lui Dumnezeu, în credința în Domnul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. E minunat lucru să se supună, să fii ascultător până la moarte. O, dragul meu, dacă ai pune ascultarea ta de cuvântul lui Dumnezeu și dacă aș pune ascultarea mea de cuvântul lui Dumnezeu, oare ce ai spune eu? Oare ce ai spune tu sau ce spui tu? Cam cât ești de ascultător cuvintelor lui Dumnezeu? În ce măsură ești împlinitor a cuvântului lui Dumnezeu? În ce măsură ai primit în inimă cuvântul lui Dumnezeu? Care sunt faptele tale înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care este Dumnezeu al oricărui suflet binecuvântat pe numele Lui? Și încă un lucru să nu uiți că totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care noi avem de-a face. Apoi, după ce El biruiește moartea, după ce este ascultător până la moarte, auziți, apoi lucrurile se întorc, lucrurile se schimbă. Și din ăla care a fost văzut ca om, acela care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, versetul următor spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice cerunchi, acelor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. O, dragul meu, ce bine ar fi ca acest pașaz biblic din Filipeni 2
și chiar de la primul verset să citești acasă și să vedem fiecare ce datorie avem noi înaintea lui Dumnezeu. Căci în primul rând tu trebuie să fii robul lui Dumnezeu. Tu în primul rând trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Și apoi să vină vremea cealaltă, să primești transformarea și să fii împreună cu acela care a murit pentru tine în dealul Golgotei. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ne sprijinească.